Uite aici, șede, bravo, bravo, tată. Uite la venit acolo, uite la venit, uite la venit acolo, tată. Da, de bine. Cosmin, te salut. Salut, Denis. Ce ne prezinți aici, frumusețea asta? Ce să-ți prezint? Îmi prezint un cane corso care de mult tot vreau să-l prezentăm, dar n-am apucat. E un mascul de 4 ani. Un uriaș. Se numește Hector. Hector de Warrior. Cum îmi place mie să alind, copilul meu. Și ce să spun? După cum se vede. Frumușel, frumușel. Foarte frumos și foarte mare. Frumușel, frumușel. Masiv. Da, e un câine de 70 de kg pe cântar. Da, e foarte mare. Pentru un corso mare. Nu știu cum se vede el pe video, dar în realitate e chiar un câine foarte mare. Pentru un corso mare, da. Foarte mare. Eu am avut Bucovina, tu știi că am avut Bucovina. Da. L-am avut pe Brady, avea 100 de kg, dar era un câine de 90 și un pic. Da, foarte, grabă. Foarte mare. Hai. Deci câinele e ce trebuie, da. Hai, hai. Hai, Hectorul. Bravo, tata, bravo. Hai, 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 tata, hai. Bravo, șede băiatul. Bravo, tata, bravo, bravo. După cum se vede, putem, ca să vadă și crescătorii de corso, că ăsta nu are bod de boxer. Da. Știi că e o chestie aici, știi? Care sunt crescători de corso, se vadă din profil așa, ăsta, botul de boxer e bot de boxer și corso e corso. Corect. Da? Corect. Ca să ne înțelegem. Hai, da. Da, 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 da. Hai, 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 hai la picior. Asta e un câine educat, șede băiatul, bravo. Deci, se vede că e foarte bine îngrijit câine. Deci cam, cum să spun eu, cam la toate comenzile el percutează. Având în vedere că crescători de câini am început să le spunem la oameni care încep să crească câini de genul ăsta. Nu, dacă nu ai crescut câini, nu trebuie să iei corso din prima. Corect. El are o personalitate, după cum ai făcut și tu videourile tale cu corso și cu așa, ai deschis foarte bine acolo, dar eu am început cu pechinez prima oară. Hai să spun așa, istoria mea, am început cu pechinez. Am avut pechinez, am avut dalmațian, am avut ciomănești, carpatin și bucovina. Am avut boxer și la... Tu ești vinovat pentru câinele ăsta. Înainte de a cumpăra câinele ăsta, tu l-aveai pe... Cum îl chema pe al tău? Tot Atos. Atos. Am venit prima oară să văd cum arată un corso. Am venit la tine, am văzut corso, pe Atos, care a murit. Și m-am dus și l-am cumpărat pe Hectoricu. Nu știu dacă mai are filmările alea de când ieșeam de cu ei. Nu. Nu e mai. Nu, ăsta era agresiv de când era mic. Da, de când era mic era. Era avea 4 luni și sărea la ăla și ăla era dita mai muntele. Da. Era pe lângă el. De când a fost mic a fost obicei. Da, da, da. Da. Are. Da, nu, ce să zic. El e foarte cu minte așa, dar are gradul de agresivitate e destul de ridicat câinele. Cu minte, da, oarecum, cu minte. Hai, Hector. Șede, băiatul. E cu minte. Cât se poate de cuminte. Când ești tu lângă el. Da, da. Da, deci el, în principiu, dacă... Eu nici nu-mi cui poarta când plec de acasă. Așa și eu. Nu-mi cui. Bine, acum tu ai 5. Da, da, să știi că numai ăla de curs o stă în toată curtea. Da. Deci eu nu-mi cui poarta. Ceilalți sunt pe box. Deci nu-mi cui poarta, n-am nicio treabă. Băiatul ăsta face toată treaba. În același timp, hai să le spunem și la oameni despre anumite lucruri. Când cumperi, trebuie să fii și responsabil un pic. Te avem aici și un PC. Ăla e Mițu. 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 Hey, Mițu. Deci, când cumperi un câine, în primul rând trebuie să te gândești că trebuie să îi acorzi foarte mare atenție. La un cane corso, dacă nu acorzi atenție,
și nu îl socializezi, e o mare greșeală. L-ai pierdut. Deci l-ai pierdut clar, 100% l-ai pierdut. Care cursul trebuie socializat? Deci trebuie socializat foarte tare, că aud copiii de ăștia, bă, că vedem, bă, cursul, hai să îl facem, hai să îl înrăim. Hai să nu știu ce, dar trebuie să-i dea și nevastă ta de mâncare, trebuie să-i dea și maică ta de mâncare. Corect. Poate ai și copii la casă și atunci câinele ăsta e ca o rachetă, înțelegi? Ăsta dacă îl înveți prost... Îl ai prost. Îl ai prost. Clar, clar. Atunci oamenii... Am văzut și căței tăi de corso care i-ai vândut și am văzut că i-ai vândut la oameni responsabili și oameni... Da, chiar am prins, da. Da, oameni chiar responsabili și care au grijă de ei. Și noi nu trebuie să... Că noi nu ne luăm câinii ăștia ca să îi băgăm în lupte, înțelegi? Păi categoric. Deci niciodată. Mie dacă vii și îmi dai 1.000.000 de euro acum pe câinele ăsta, nu ți-l vând niciodată. Știi, corect, clar că nu ți-l vând. Corect. Deci 1.000.000 de euro dacă îmi dai, nu ți-l dau. Ia uite-l cum vine Miții. Doarme Miții pe el, da. N-are nicio treabă. Deci ăsta-i câine, că zice, bă, agresivitate. Într-adevăr, câinele e agresiv, e ce trebuie. Hai, hai. Ai mei, dacă văd pisici și gata, nu mai da, era. Dar bă, ăștia dorm, ăștia sunt prieteni amândoi, mă. Este se vede. Deci îi dorm amândoi. Mițușu, cu Mițușu e foarte bun. Da. Da. Deci aia trebuie să înțeleagă lumea și mă bucur că căței tăi de corso au ajuns în niște familii foarte bune și am văzut cum mă uit la videoclipurile tale și oamenii chiar se ocupă. Nu trebuie să iei câini de ăștia ca să faci ce? Da. Să-i băgăm la lupte, să îi înrăim, să ne omorăm. Un câine de ăsta dacă l-ai scăpat din mână în primul rând, pentru că el are o personalitate foarte puternică. Înțelegi? Eu ca și crescător de câini, Denis, care am crescut câini și o să-ți dau o poză să o pui, să o atașezi videoclipului, să vezi cu primul meu câine. Nu știu, cred că ai văzut-o, că am și eu am văzut-o, da. Așa. Cu primul meu câine. Aveam, cred că, 5-6 ani cu primul meu câine. Deci nu trebuie, frate, câinii ăștia înrăiți. Deci câinii ăștia trebuie să te ocupi de ei și să fie în regulă. Că altfel n-ai făcut nimic. Ai pierdut. Altfel devine monstru. Altfel devine armă. Ce faci cu el? Dacă pui tu un lanț și uiți de el? Corect. N-ai făcut nimic. Hai. Hai să salutăm pe Denis și hai. Că vorbim ca Florin Piersic, nu mai stai jos. Hai. Cosmino, îți mulțumesc pentru clip, pentru prezentare și drag, pentru Denis. Faptul că ne-ai primit. Cu mult drag și oricând te primesc. Să ai noroc de toate animalele să trăiască. Mulțumesc, mulțumesc. Și să ne întâlnim sănătoși, că asta e cel mai important. Asta e cel mai important, da. Da. Să fim sănătoși, să ne putem ține animalele. Categoric, categoric. Și că până data viitoare vă salut, vă respect și numai bine. Mulțumim, Cosmin. V-am pupat.